Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Deva a fost gazdă în a doua zi de Crăciun a unui eveniment ecumenic deosebit. Un sobor impresionant de preoți, în frunte cu înalt preasfințitul Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a oficiat slujba de întronizare a preasfințitului părinte Nestor ca episcop al Devei și Hunedoarei. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Axios. Axios. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Primiți această cârje episcopală ca să păstoriți turma cuvântătoare a lui Hristos din eparhia, din episcopia Devei și Hunedoarei, cea încredințată preasfinției voastre, celor ascultători să le fie toiag de sprijin și de întărire, iar pentru cei neascultători și nestatornici, toiac de deșteptare și îndreptare. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Să luăm aminte. Cu ajutorul atotputernicului și milostivului Dumnezeu, care poartă de grijă sfintelor sale biserici, vă înălțăm și vă așezăm de Hristos, iubitorule și al nostru prea iubit frate în Domnul. Preasfințite Părinte Nestor, în tronul de episcop al Devei și Hunedoarei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este. Vrednic este.
Părintele Nestor este cel de-al doilea episcop al Devei și Hunedoarei și îi urmează ctitorului eparhiei preasfințitul Gurie Georgiu, trecut la cele veșnice pe 21 octombrie, la doar 52 de ani, în urma complicațiilor apărute după infectarea ierarhului cu COVID-19. În prima sa predică din funcția de episcop, preasfințitul părinte Nestor i-a adus un omagiu predecesorului său, pe care îl consideră părinte spiritual și a promis continuarea lucrării sfinte începute de regretatul Gurie Georgiu. Am ales să vorbesc astăzi mai mult despre trecut, pentru că el ne vorbește despre viitor. Mai mult despre preasfințitul părinte Gurie, pentru că am convingerea că în momentul acesta, în jurul preasfinției sale gravitează toate cele trecute, prezente și viitoare din Episcopia Devei și Hunedoarei. Prin lucrarea preasfinției sale ne-a făcut părtași la momente de mare bucurie. Ne-a întristat prin plecarea grabnică din lume, dar pregătindu-și parcă plecarea și lăsând urmași mai înainte, iarăși ne-a prilejuit bucurie prin ziua aceasta, fiind cu noi acum, aici cu trupul, așezat în mormânt, iar cu Duhul împreună rugător și veghetor. Îi datorez preasfinției sale întreaga mea creștere spirituală și profesională, iar lucrarea tainică prin care m-a chemat să-i fiu urmaș, mă responsabilizează profund, trezindu-mi un fior de neliniște privind vrednicia de a-i continua activitatea. Totuși, nădăjduind în mila și ajutorul lui Dumnezeu, am speranța că Duhul dragostei, așezat în cele săvârșite de preasfinția sa, îmi vor lumina mintea și inima spre a păstra și a spori moștenirea primită. Îi mulțumesc din adâncul sufletului pentru dragostea de a mă alege a-i fi ucenic, iar astăzi, în fața mormântului preasfinției sale, reînnoiesc făgăduințele făcute la începutul acestui an, când am fost chemat pentru a primi slujirea arhierească. Acelea de a rămâne într-o smerită ascultare și neobosită lucrare în ogorul Bisericii lui Hristos. Pe numele său de Mirean Dumitru Cristian din Culeană, preasfințitul Nestor, în vârstă de 38 de ani, este doctor în teologie și activează în Episcopia Devei și Hunedoarei din 2013. A fost pe rând consilier pastoral liturgic, vicar administrativ bisericesc, vicar administrativ eparhial, iar din data de 25 februarie 2021 până la întronizare, arhiereu vicar, a doua funcție în cadrul episcopiei. Prezenți la această sărbătoare.